Bun găsit, oameni buni, în malaxorul presei, sunt Valentin Tudor și astăzi o am alături de mine pe colega de la Gazeta de Sud, Anca Ungurenuș. Bine ai venit, Anca! Bine v-am găsit! Să vă explic de ce este Anca prezentă în studio, pentru că în această săptămână, pe lângă mega subiectul halatului primăriței Craiova și a securiștilor inventați de sub fereastră, la ordinea zilei a fost și subiectul câinilor maidanezi, iar Anca Ungurenuș este o mare iubitoare, într-o egală măsură putem spune, de oameni și de animale. Dar are totuși o predilecție pentru oameni, preferă oamenii. Vom vorbi și despre câinii la momentul respectiv. Începem acum cu halucinanta poveste inventată de primarul Craiovei Ilia Olguța Vasilescu, miercuri seară, pe Facebook, o halucinație care a aruncat în derizoriu orașul și pe noi toți la urma urmei, pentru că, deși foarte mulți dintre noi ne simțim reprezentați de o anumită persoană, primarul unui oraș duce mai departe imaginea. Despre ce este vorba? Cu siguranță știți, dar reluăm pe scurt subiectul. Într-un acces maniaco-halucinogen, primarul Craiovei a postat miercuri seară pe pagina sa de Facebook, acolo unde se manifestă din plin, informația că serviciile secrete, oricare ar fi fost ele, o filează dintr-o mașină tixită, citez acum, tixită a scris cu X, el se scrie cu KS, o scăpare cu siguranță. Deci o mașină tixită cu tehnică de ascultare parcată nelegal, spune primarul, sub fereastra de la primărie. În realitate, după cum s-a demonstrat foarte repede, mașina aparținea primarului din Castranova și fusese ridicată într-adevăr pentru parcare neregulamentară de poliția locală și RAT, numai că primarul venise, săracul și el, la o întâlnire organizată de prefectura Dolj cu primarii din tot județul. S-a trezit fără voia lui peste noapte angajat al securității. Ce spune primărița pe pagina de Facebook? E prea frumos să țin pentru mine. Astăzi, RAT Craiova și poliția locală au ridicat o mașină parcată ilegal în fața primăriei, sub fereastra mea și era tixită cu X, cum v-am zis, de tehnică de ascultare. Măi, băieți, măi, nu v-am spus că am camera de luat vederi în birou? Vă dau eu caseta, așa ceva. La câteva minute a postat un alt mesaj. Întrebare întrebătoare pusă de toată presa. Ce credeți că filează serviciile într-o țară democratică? Primăria sau magazinul de papiote de vis-a-vis? Cert e că aveam alte așteptări de la băieți, așa de proști, să te prindă ratul, scrie primarul Craiovei într-un acces. De fapt, am înțeles informația aceasta, a cutremurat-o și a înfierbântat-o foarte mult și nu a putut să nu o împărtășească comunității online și întregii țări, la urmă urmei. Cum spuneam, în realitate, mașina serviciilor secrete de care vorbea într-un acel acces halucinogen primarul, este un autoturism Skoda Octavia, proprietate personală a primarului din comuna Castranova, Dumitru Măceșanu, care miercuri a fost chemat la prefectură să participe la o întâlnire cu toți primarii din județ, pe probleme legate de administrație locală. Măceșanu, adică primarul din Castranova, a parcat mașina pe strada 6 martie. Strada aceea e deosebită pentru că partea din dreapta unde se poate parca este separată oarecum în două bucăți și interferează o porțiune unde stau taxiurile. El a parcat fix pe locul unui taximetrist și a fost ridicată. Ce spune primarul, care, vă spuneam, s-a trezit peste noapte terorist, angajat al serviciilor secrete și așa mai departe? Mașina mea era parcată lângă Casa Albă, am casetofonul mașinii, dacă ăla este considerat aparatură de înregistrare. De toată povestea asta am aflat și eu, a doua zi, evident. Evenimentul s-a întâmplat într-o zi de miercuri, am fost chemați la prefectură, am parcat mașina neregulamentar pe strada 6 martie, pe locurile destinate taxiurilor. Nici nu începuse bine ședința și un prieten, cunoscând o mașină, m-a sunat să-mi spună: primare, vezi că îți ridică ratul mașina. L-am sunat pe un unchi al meu, că nu aveam bani suficienți la mine și fiind în ședință, normal că nu putea să iasă neapărat de acolo pentru a-i convinge pe cei de la rat să nu-i ridice,
Și acel domn s-a dus la RAT și a plătit. Ei, primărița spune că, de fapt, a sunat cineva de la SRI, dându-se domnul Anca și a spus că acea mașină trebuie ridicată, iar angajații RAT-ului, care se pare că ori de câte ori se întâmplă lucruri mai mari sau mai mici, îi dau raportul primăriței, au sunat-o să-i spună acest lucru. Doamna primar a sunat un domn de la SRI, se numește Anca, și a spus că trebuie să dăm mașina de urgență. Nu era vorba de niciun domn Anca, sau poate domnul Anca a sunat, poate cineva a făcut o glumă, poate și noi putem suna mâine să ne recomandăm, nu știu ce, teroriști, să spunem că am amplasat o bombă sau că se întâmplă lucruri necurate. Cert este că a înghițit gălușca și a apărut informația aceasta. După aceea, după ce a văzut că s-au întâmplat lucrurile în felul acesta și că s-a umplut de tot respectul, primarul Craiovei a încercat o altă explicație, spunând că, da, a descoperit că era vorba de mașina primarului, dar că, de fapt, crede că cel vizat era prefectul de Dolj. Adică nu s-a oprit cu penibilul aici, a continuat. Trebuia să ducă mai departe povestea închipuită sau fabricată. Deci primarul, de fapt, era cablat cu tehnică de ascultare, fusese trimis de servicii sau lucra la servicii și s-a dus la ședința cu primarii, astfel încât să stea lângă prefect și să-l înregistreze. E incredibil ce se întâmplă. La câteva ore după aceea, doamna primar s-a dus pe la mai multe televiziuni din București, unde a încercat să, cu ajutorul jurnaliștilor de acolo, evident, să transforme povestea, să se transforme în victimă și o chestie disgrațioasă oricum. Tot în ziua în care se prima pe la televiziune, am aflat că a făcut o vizită de curtoazie la parchetul în altei curs de casație și justiție, adică îl mai mare parchet din țara asta, dar nu s-a dus în vreo anumită calitate, ci s-a dus la un amic. Și de aici am tras noi concluzia că la parchete te poți duce să bei o cafea cu un prieten sau poate au deschis un băruleț jos la parter, poate au și piscină deasupra cu umbreluțe unde se servesc cocktailuri. Cum ți se pare ție, Anca? Mi se pare foarte grav, în primul rând, pentru că gândește cum ar fi să te duci tu personal să-ți parchezi mașina într-un loc pe lângă primărie și să te trezești cu ea ridicată, fără absolut niciun drept. Mi s-a întâmplat, au ridicat-o. Și să ți se spună că tu ești de la SRI. Asta mi se pare grav. Și nu cred că e normal ce se întâmplă. Nu cred că e normal ca doamna primar să facă astfel de declarații. Și să se plimbe la televiziunile centrale, când dumnei spunea acum câteva luni la o conferință a partidului din care face parte, că nu are timp să iasă pe teren să vorbească cu cetățenii, pentru că are multe acte de semnat, care ocupă cam 5 ore pe zi. Mi s-ar părea mai normal să petreacă acest timp ieșind pe stradă, vorbind cu oamenii, oamenii să-și spună problemele, iar să-i asculte. Ceea ce nu prea se întâmplă în ultima vreme, după câte știm. Zice că îi filmează. Nu v-am spus că am camera de la vederi în birou? Vă dau eu caseta. Cu siguranță nu are camera de la vederi, ci are un monitor pe care eventual vede imagini ale camerelor amplasate la primărie și, fie vorba între noi, mașina era parcată la câteva zeci de metri distanță de balconul unde își manifestă mandatul, doamna primar. Parcă și vedem pe SRI-și cum veneau și făceau o serenadă sub fereastra Liei. Scuze-mă că te întrerup. La toate televiziunile la care a fost doamna primar ieri, nu s-a menționat poziționarea exactă a acestei mașini. S-a continuat, s-a apăsat pe faptul că mașina era sub geamul doamnei primar, sub geamul biroului doamnei primar, în condiții în care ea era la zeci de metri distanță, nici măcar pe lângă primărie, era la o intersecție, lângă Casa Albă, pe care o știm cu toții, care nu mai este, apropo, un magazin de papiote de mult. Și nu s-a pus deloc accentul pe treaba asta. Da, SRI-ul, prin vocea purtătorului de cuvânt, i-a dat o palmă, evident, la figurată primarului, spunând că este regretabil că instituția este tărâtă într-o asemenea situație. Probabil și ei șocați de
de astfel de, de declarații. Da. Interesant e cum am putea încadra manifestările acestea și să o luăm ca pe o coincidență. Un cititor al Gazetei de Sud ne-a cerut părerea în legătură cu o cunoștință a sa care prezintă simptome îngrijorătoare și tulburări care includ panica, are o senzație permanentă de urmărire și suferă de ideea de persecuție. Ce înseamnă asta? Uite, să luăm, spre exemplu, mania persecuției. Este o stare patologică manifestată prin ideea fixă a cuiva că este persecutat de toată lumea. Este însoțită de un delir de grandoare, bolnavul considerând că este persecutat deoarece, având calități deosebite, stârnește invidia dușmanilor săi, care caută din aceste motive să-l distrugă fizic sau moral. În anumite cazuri, bolnavul se apără de persecuțiile imaginare, revendicând drepturi care consideră că i-au fost uzurpate, făcând demersul la organele în drept și chiar comite acte de violență. Mai există așa numitul delir de urmărire, alăturarea cuvintelor este minunată, apare în schizofrenie, bolnavul este convins că cineva îl urmărește, iar apoi că toți cei din jurul său îl supraveghează cu ostilitate. Evident, trăiește într-o stare de tensiune anxioasă. Vrem să precizăm că acestea sunt doar precizări puri informative, un diagnostic corect putând, evident, fi pus numai după un consult medical de specialitate. Înainte, Craiova ieșea în evidență prin, acum câțiva ani, prin scandalurile create de etnici, prin se împușcau, se băteau cu săbiile, imaginea s-a estompat, lucrurile au intrat oarecum într-o situație de normalitate. Acum Craiova a ieșit din nou în evidență și simțim așa că s-ar putea să ieșim în continuare în evidență, pentru că, din ce văd eu aici, mania persecuției, delirul de urmărire, ăștia sunt de cursă lungă, ca să zic așa. Vă spuneam la începutul emisiunii că Anca este o mare iubitoare de animale și de oameni deopotrivă și că am chemat-o pentru că s-a ocupat îndeaproape de subiectul câinilor fără stăpân, dar și de soarta animalelor de la grădina zoologică, acolo unde au murit câți pui de lei, Anca? 5 pui de leu în 2013, până și acum. Și nimeni nu a răspuns până în prezent. Măcar printr-o demisie, care oricum este... Ar fi un lucru normal într-o societate normală. O demisie îndreptățită, că ce a fost. Da. Și, uite, de exemplu, citez un articol pe care l-ați scris săptămâna aceasta. La Spitalul Clinic Județean de Urgență din Craiova, dar și la locurile de joacă, lucrurile s-au agravat din cauza înmulțirii câinilor fără stăpân. Pericolul există nu doar din cauza mușcăturilor, ci și din cauza bolilor pe care le transmit maidanezii. Din câte am înțeles eu, la Spitalul Județean sunt vreo 40 de câini. Ei au sunat la telefon, la primărie, parcă se sună, nu? La salubritate. Așa, și oamenii au venit să le ridice câinii, dar le-au trimis și un deviz de plată, nu? Da, exact. Și au ceva de plată oamenii ăștia. Uite, citesc, medic atacat de câini. Un cadru medical de la Spitalul din Craiova a povestit că în ultima vreme maidanezii s-au înmulțit și au pus stăpânire pe tot. Chiar și azi am avut probleme cu câinii din curtea spitalului care m-au înconjurat de cum am dus mandajul din mașină la ora 7. Unii mi-au rupt și pantalonii, abia am reușit să scap. În ultima perioadă ei s-au înmulțit pentru că am văzut câini noi în curte și, cred eu, sunt oameni care vin și îi las aici. La fel se întâmplă și la locurile de joacă, unde părinții, bunicii ies cu copiii mici și, pe lângă pericolul mușcăturilor, este și acel al bolilor, giardia. Este pericolul ascuns de la locurile de joacă, deoarece copiii zgrâmă nisip să joacă pe jos. S-a tot vorbit despre situația câinilor fără stăpân, mai ales în contextul tragediei de la București, unde haita aceea de câini a omorât copilul de 4 ani. Cum crezi tu că s-ar putea rezolva situația lor? Adică este, până acum i-am sterilizat și i-am dat drumul pe străzi. Din punct de vedere al unui cetățean care e afectat zi de zi de aceste animale care umblă pe străzi, cu care nu am nimic personal, din cauza noastră au ajuns ele acolo, noi le-am trimis pe străzi,
Îmi doresc doar să nu le mai văd pe străzi. Nu este cum normal. Cum crezi tu că s-ar putea rezolva lucrul ăsta? Este vreo soluție? Sau mai bine zis, eutanasierea e o soluție? La momentul de față, după cum spun mulți, probabil că ar fi singura soluție. Dar nu mi se pare nici dreaptă pentru toate animalele. Dar o alegere trebuie să facem. O alegere trebuie să facem și nu putem să construim 10 adăposturi peste noapte pentru a ridica pe toți. Ideea este că nu se mai poate merge pe stradă. Știi și tu, mergi noaptea pe stradă, vrei să te întorci acasă, chiar și la 10 minute de centrul orașului. Sunt câini care te atacă. Și uite, e păcat să ajungem toți la spital pentru că cineva nu și-a făcut treaba cum trebuie. Există acest regulament aprobat de Consiliul Local, despre care se spune că e un regulament foarte, foarte ok, foarte bun. Dacă este așa, ar fi minunat. Noi nu avem probleme neapărat cu legislația, ci cu implementarea ei. Sunt sigur că te-ai uitat prin acest regulament și sunt anumite prevederi care au stârnit mânia iubitorilor de animale. Cum ar fi să achiți 5 milioane, o taxă, pentru faptul că alegi să nu-ți sterilizezi câinele? Mi se pare foarte mult. Este până la urmă enorm. 3/4 dintr-un salariu minim. Probabil acesta ar fi prețul plătit pentru dorința de a avea un câine. Da, dar pentru cei de pe stradă cine plătește? Păi noi plătim pentru cei de pe stradă. Tocmai, noi plătim și pentru ai noștri și pentru cei de pe stradă. Mi se pare nedrept să intri în casele oamenilor atâta vreme cât tu nu ai putut să faci curățenie pe stradă, în primul rând, pe domeniul public care aparține de primărie. Trebuie să vă spunem că există două acte normative care reglementează mai mult sau mai puțin situația acestor câini fără stăpân. Este vorba de o ordonanță care dă posibilitatea fiecarei primării să eutanasieze câinii care nu sunt adoptați într-un termen de 7 zile. 7 sau 30 a fost discuția. Important este că acea ordonanță dă dreptul la eutanasiere. Și există o lege de protecție a animalelor care reglementează cadrul tuturor animalelor, nu se referă numai la câini. Primarii din întreaga țară s-au oferit să pună în aplicare ordonanța, și aici e întreaga dezbatere, ce aplicăm, ordonanța sau legea, deoarece e un subiect foarte sensibil și ar fi pierdut capital electoral. Nimeni nu avea interes să-și pună în cap oamenii din cauza unor câini. Așa, oamenii latră în privința problemelor și timpul trece. Și uite că am ajuns în situația în care un copil a murit, a mai murit și alți copii, dar acum s-a creat o tensiune fantastică. Iar distinși noștri parlamentari, cei care sunt de ambuni în Parlament, s-au angajat să dezbată proiectul și să reintroducă articolul care permite eutanasierea. Să vedem ce se va întâmpla. Adică nu cred că e numai responsabilitatea lor și a ONG-urilor, care de fiecare dată când e câte un scandal cu câini, intervin. Și ce am observat este că atunci când a fost scandalul de la adăpostul de la Breasta, și acum, la acest scandal cu eutanasierea, au intervenit, au trimis mail-uri, au făcut scandal să apărăm câinii, dar când s-a întâmplat tragedia de la grădina zoologică, a trebuit să-i căutăm noi pe ei. Atunci nu s-au autosesizat. Să înțeleg că sunt asociații de protecție a câinilor, de fapt. Eu așa le-aș numi. Și de ce crezi că le pasă numai de câini? Ies bani de aici? Ies bani de aici. Dacă n-ar fi câini pe străzi, de ce animale s-ar mai ocupa? De o pisică maltratată? Cum e Santa bani de aici? Uite, am o curiozitate. Cum ar putea să facă bani? Donează în partea cealaltă și primesc fonduri din celelalte țări? Surse spun că pentru un câine, un transport până în Germania, spre exemplu, ar costa 100 de euro. Acum nu știu câți bani rămân asociației. Adică ar lua ONG 100 de euro ca să transporte acolo? Așa am auzit. Transportă mai mulți eventual și acoperă costurile de transport. Și rămân plus banii. Banii care vin prin fonduri europene, pentru că sunt protejate de legislația europeană, da, aceste asociații. Ori de câte ori s-a încercat să facă ceva, aceste organizații au fost foarte guralive. Și s-a ținut cont de părerea lor. Nu au vrut scandal, au vrut să aplaneze, ok, încercarea nu se poate, domne, pentru că, uite, ONG-urile strigă, țipă. După scandalul acesta cu maidanezii, cel puțin noi pe mail-uri am primit sute de mesaje de la organizații din celelalte țări. Culmea e că aveau același mesaj, același corp.
propozițiile identice, numai numele diferau, probabil au făcut zeci sau sute de adrese, trimițând mesaje legate de cât de oripilant este să eutanasiezi câinii. Nu au scos un cuvânt despre copilul mor sau despre celelalte bipede, că animalele sunt patrupede, care au avut de suferit de pe urma lor. Puțin înainte să trecem la același subiect, doamna Brigitte Bardot a trimis o scrisoare președintelui României în cursul zilei de astăzi, sugerând, nu în scrisoare, ci în altă declarație, că copilașul de 4 ani din București a murit în urma mușcăturilor și din cauza faptului că n-a fost bine îngrijit. Minunat. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. Big Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală. Îți pune la dispoziție Cellmeter, cel mai modern și eficient aparat cu care se poate realiza diagnosticarea corectă și eficientă a tipului și stadiului de celulită. Big Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală. Îți oferă metode ultramoderne pentru a scăpa de celulită și de retenția de apă, electrostimulare tunel cu infraroșii, termocuvertă și vacuum. Big Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală. Pentru noi, siguranța și sănătatea pacienților noștri sunt esențiale. Am creat Mogoș Med pentru că meritați să beneficiați de cele mai bune condiții și standarde de profesionalism. Mogoș Med, prima clinică privată de chirurgie din Oltenia. Oferim servicii de chirurgie generală, ortopedică, ORL, ginecologică sau vasculară, asigurate de personal medical cu experiență solidă și înaltă calificare. Mogoș Med, în Craiova, strada Eugeniu Carada, numărul 14. Suplimentul de mică publicitate al Gazetei de Sud. De 18 ani pe piața din Oltenia. Am ales Gazeta de Sud pentru că este cel mai citit ziar. Singurul ziar care are în clipa de față o rată foarte mare de vizualizări atât pe internet cât și la cumpărare. Este cel mai citit ziar și are impact asupra oamenilor. Acum anunțurile de mică publicitate se primesc și la oficiile poștale din Oltenia. Suplimentul de mică publicitate al Gazetei de Sud. Citit zilnic de 80.000 de oameni. Ne-am întors în malaxorul presei, sunt Valentin Tudor și o am alături de mine pe Anca Ungureanuș, redactor la Gazeta de Sud. Am vorbit până acum despre securiștii invizibili și inventați ai primarului Craiovei, Ilie Olguța Vasilescu. Vom vedea ce se va întâmpla pe viitor și ce alți teroriști sau extraterestri vor poposi în curtea primăriei. Era un comentariu simpatic la articolul de astăzi care spunea că primăria este populată de niște ființe foarte ciudate, cum ar fi funcționarii publici. Cei drept, acești funcționari publici, cel puțin cei care ar putea să dea informații presei, ieri s-au volatilizat, unul a intrat în concediu de odihnă și a luat o zi strategic, iar șeful poliției locale, oricât am încercat să-l filăm, că tot eram în registru și l-am căutat la sediu de două ori și la telefon, unde nu a răspuns. Deci omul a fost foarte, foarte ocupat ieri. Mergem mai departe. Avem problemele cu filajul, avem problemele cu maidanezii, deci n-am avea probleme și cu impozitul pe arendă în Dolj. O situație, să zicem, ieșită din comun, din următorul considerent. Înainte de începerea fiecărui an, consiliile județene trebuie să aprobe, să voteze niște hotărâri prin care se stabilesc prețurile la grâne și legume, pe baza cărora li se vor calcula arendașilor și arendatorilor impozitele pe care trebuie să le plătească statul. Evident, cu cât prețul e mai mare la grâne și legume, cu atât banii care intră în bugetul statului sunt mai mulți. Evident, în defavoarea agricultorilor. Cei care comunică aceste prețuri sunt o instituție deconcentrată a Ministerului Agriculturii, se numește Direcția Agricolă, iar ei ar trebui să afle prețurile reale, pe bune, cum se zice, ale grâului, spre exemplu, a
prețul roșiilor, al castraveților și așa mai departe. Au comunicat cei drept aceste prețuri în timp util, numai că au ieșit roșiile la un preț de 4 lei pe kilogram, iar grâul la 1 leu pe kilogram, în condițiile în care a fost un an agricol bun. S-a votat hotărârea în Consiliul Județean cu aceste prețuri, pentru că așa trebuie făcut. Ei de bun ce spune Direcția Agricolă. Și de aici a început nebunia, deoarece agricultorii au sesizat acest aspect. Au spus, cum să plătesc eu 4 lei, să plătesc impozit pe 4 lei kilogramul de roșii și 1 leu pe kilogramul de grâu, când în piață grâul se vinde la jumătate de preț, iar roșiile poate sunt la sfert de preț. Și de aici a început o întreagă nebunie. Cei de la Direcția Agricolă nu vor ruptul capului să comunice un alt preț, pe motiv că l-au comunicat pe acela și nu pot să revină. Direcțiile de finanțe sunt destul de reticente în a-și da acordul pentru așa ceva, deoarece ele au drept scop colectarea cât mai multor bani la bugetul statului și nu o să vedeți niciodată fiscul că e generos, deci țin și ele la acest preț. Numai că în alte județe, 11 la număr în țara asta, direcțiile agricole au căzut la pace cu consiliile județene și s-au pus de acord, în consecință votându-se hotărâri prin care prețul acestora a fost, al grânelor și al legumelor, a fost adus la valori de bun simț, adică cele reale din piață. Numai la noi deocamdată nu se poate, din câte am înțeles, săptămâna viitoare va fi o ședință extraordinară, dar ca să existe această ședință, trebuie ca cei de la Direcția Agricolă să realizeze într-un final că impozitele trebuie plătite în funcție de prețul real din piață. Și așa o duc greu agricultorii, mare parte din ei, să-i mai și impozitez cu valori tot extraterestre, să le zicem. Ca să păstrăm registrul, nu e un lucru de bun gust. Trecem la o știre care ne cam îngrijorează. E vorba de Ford, care și-a dublat producția de motoare de un litru. În aparență e o știre bună, numai că a dublat-o la Chioln, nu la Craiova. Ei spun, oficialii, tot timpul au spus asta, că decizia de a produce mai multe propulsoare în Germania nu afectează fabrica din Craiova, aici fabricându-se de asemenea motoare de un litru. Germania va produce de două ori mai multe motoare de un litru EcoBoost decât până acum, după ce a introdus al doilea schimb în fabrica din Chioln. Este același motor care se produce și la Craiova, iar reprezentanții Ford România susțin că această decizie nu afectează niciun fel planurile de producție de la fabrica din Craiova. Ce spun? Prin creșterea volumelor de producție a motorului de un litru la fabrica din Köln, uzina din Germania se aliniază fabricii de motoare de la Craiova. Deci ei se aliniază după noi, unde Ford lucrează deja în două schimburi de la începutul acestui an. Anunțul de astăzi reconfirmă cererea europeană puternică pe care noi o avem pentru motorul de un litru EcoBoost, desemnat pentru al doilea an consecutiv drept motorul internațional al anului. O singură problemă este dacă la ei se dublează, la noi sigur nu se dublează și întrebarea este de ce se dublează la ei și nu se dublează la noi. Pentru că o logică economică simplă ar spune că la Craiova s-ar produce la un cost mult mai scăzut. E forță de muncă, sunt altele condițiile aici, chiar dacă în privința calității spun că nu există diferențe. În prima parte a acestui an, cererea mare de motoare de un litru pentru modelele Fiesta și Focus a făcut ca fabrica auto din Germania să solicite motoare de la Craiova. În ultima perioadă din Craiova nu s-au mai livrat motoare către Germania. Vom vedea ce se întâmplă acolo, deoarece mai ales că în septembrie există niște zile libere pe care Ford le acordă. Nu sunt zile libere și plătite în același timp, ci zile libere de stat acasă fără bani. Am trăit să o vedem și pe aceasta. Este vorba de o decizie acez. Ce sunt prietenii noștri. Băieții care prin protocol nu comunică cu presa. Mă voi mai ales cu Gazeta de Sud, care a avut îndrăzneala și aroganța de a prezenta sesizările oamenilor de-a lungul timpului. Iar CEZ a considerat că nu e bine, că le strică imaginea. În fine, după o ședință
Celebra ședință la care a participat și primarul din Castranova când i s-a ridicat mașina și s-a transformat în securist. La acea ședință, reprezentanții CEZ au venit și au spus, s-au prezentat în fața primarilor, lăudându-se cu investițiile pe care le-au făcut, dar spunând că au și probleme. Și au avertizat că în ziua următoare ședinței vor merge în satul Ocolna din comuna Mărăștii de Jos și îi vor debranșa pe toți. Motivul, se modernizează rețeaua de energie electrică, dar se modernizează nu pentru că CEZ-ul este preocupat de bunul mers al lucrurilor, ci pentru că furturile pe bandă rulantă de acolo au distrus rețeaua. S-au dus oamenii de la CEZ și i-au lăsat pe cei din satul Locolna fără curent electric. Inițial se vorbea de o săptămână, până la urmă nu se știe cât va dura. Iar oamenii sunt foarte, foarte revoltați, cum altfel. Probabil că nici nu plăteau cei de acolo. Un amănunt hazliu a fost câteva declarații care au descălțit frunțile colegilor noștri de la Gazeta de Sud. S-au dus, au filmat și oamenii spuneau: de unde sunteți? Să ne uităm și la televizor. A, stai puțin că nu avem curent, nu avem la ce să vedem. Deci oamenii sunt chiar rupți de realitate. Da. Poate unii plăteau. Și ce se întâmplă cu cei care plătesc? Sunt despăgubiți pentru... Păi de ce să fie despăgubiți? Dacă se arde ofigite, dacă îi se strică mâncarea... Nu, ai avut ghinionul să fie... Să fiu plătitare de taxele acest. Cine te-a pus? O știre pozitivă. Hai să dăm și lucruri bune. Se modifică admiterea la liceu. Dacă până acum, în notele din clasele 5-8, avea o pondere în media de admitere în clasa 9 de 50%, acum s-a luat decizia ca din anul școlar 2013-2014 ponderea acestor medii să fie de doar 25%. Și 25% e mult, la urmă. Ar trebui dat examen pur și simplu dintr-un simplu motiv și coincide cu cel pentru care au luat ei decizia asta. În urma analizelor pe care le-au făcut specialiștii de la Ministerul Educației, s-a constatat că unii elevi cu note mari în școli nu au obținut nici măcar nota 5 la evaluarea națională. Deci, practic, au luat o măsură pe jumătate, pentru că dacă voiau ca examenul să fie pe bune, pe competențe, pe cunoștințe, scoteau pur și simplu notele din clasa 5-8 și dădeau un examen. Îi trăzneau cu un examen, cu întrebări, cu camere, cu tot ce vor ei. În fine, au lăsat-o la jumătate ca să nu sufere sistemul. După o știre de genul acesta, vorbim și de... coborăm puțin în local. La Craiova sunt mai puține locuri de cazare pentru studenți. Mai e o lună de vacanță pentru ei, deci se apropie școala. Iar în unitățile de cazare de la Universitatea din Craiova au început pregătirile. Se fac lucruri de igienizare, de renovare pe alocuri. Noutatea este că vor fi cu 420 de locuri de cazare mai puțin, deoarece unul dintre cămine intră în reabilitare. Au încercat ei să găsească soluții, au pus un pat suplimentar în fiecare cameră de cămin pentru, practic, măresc socializarea studenților, dar tot sunt mai puține locuri. Tu mai ești studentă? Nu. Nu? Ai terminat? Am terminat. Ai scăpat? Am scăpat. Nu mai ești studentă, dar de o locuință ieftină ai avea și tu nevoie, clar. E vorba de... iluzoriile și inexistentele locuințe ieftine după modelul Măzăriche din Constanța, locuințe promise de primăria Craiova, 4.000 au fost, este numărul locuințelor pe care actualul primar le promitea în campanie electorală. Suntem în 2013 pe final și nicio șansă să se facă în anul următor aceste locuințe. În schimb, primăria a lansat în dezbatere publică proiectul privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate cumpărării. Wow, ce titlu lung! Deci avem criterii, dar nu avem locuințe, nu avem nici banii pentru ele, deoarece lucrurile spuse simplu stau așa. Primăria a lansat o licitație publică reluată pentru a... se împrumuta de la o bancă, a venit una dintre bănci, primării nu i-au convenit dobânzile, a anulat licitația și a reluat-o, este în curs de derulare
de vreo 2-3 luni și mai durează probabil. După ce face rost de acești bani, primăria trebuie să organizeze o altă licitație care se anunță cu scântei, pentru că e vorba de 10 milioane de dolari, prin care să deseneze câștigătorul, firma de construcții sau asocierea de firme care să se ocupe de acest proiect. Și din experiența ultimelor licitații pe care primăria nu reușește de fel să le ducă la capăt, și aici probabil va dura cel puțin o jumătate de an. Deci, realiști fiind, avem deocamdată doar niște criterii pe care fiecare doritor și le poate tipări la imprimantă, le pune în ramă și se uită la ele și vede, uite, mă încadrez, dar n-am unde să stau. Luați și citiți aceste criterii să vedeți dacă, măcar teoretic, așa, un exercițiu de imaginație, ați putea fi beneficiarii acestor locuințe, evident, pe banii dumneavoastră, pentru că nu vă dă nimeni locuință gratis, faceți împrumut la bancă, plătiți. E o idee mai ieftin, spune primăria. Vom vedea cât de ieftin la vremea respectivă. Așa, am vorbit de vizita de curtoazie la parchetul general. Am putea să facem și noi un team building la parchetul general, să știm. Să rezervăm o cameră. Poate avem vreo cunoștință pe acolo. O fi vreo sală de lectură, o bibliotecă, să mergem și noi pe acolo. Uite, regulamentul pentru câini, o necunoscută pentru craioveni. Tu ai scris articolul acesta. Mulți dintre proprietarii de câini din Craiova nu au aflat încă de noul regulament aprobat de Consiliul Local în ceea ce privește obligațiile lor față de animalele pe care le dețin. Evident, aici vorbim de o categorie, să zicem, de lux a câinilor care au stăpân. Câinilor care au lesă, care trăiesc în apartamente și măcar din acest punct de vedere nu sunt un pericol pentru oameni. Regulamentul de care scriei tu se referă la măturică, mănușă, ce mai trebuie? 500 de lei pe câine nesterilizat, 500 de lei. Faza cu împlin câinele și el are și el niște nevoi. Măturică, mănușă, punguță. Mănușă, de care mănușă? De cauciuc, de hârtie? De hârtie. De hârtie? De plastic, de hârtie. Așa. Să fie acolo o mănușă, nu e specificat în regulament. Altceva? Ce mai trebuie? Lopețică, măturică. Lopețică, cât de mare? Nici asta nu e specificat. Nu scrie, da. Nu. Poți să fii cu lopata cea mare, da, de la țară. Așa. Măturică. Măturică. Da. Punguță. Punguță. Și cum îl plimbi tu pe câine așa? Îl urmărești cu atenție, el se oprește, da? Și tu te duci și strângi. Tu îți dai seama ce intenție are? Da. Îl aștepți, da, răbdător, da? Dacă îi vine, face chiar, spre exemplu, în centrul Craiovei. În centrul, da? Craiovei, da, okay. Se poate și întâmpla. În momentul ăla tu te apleci și începi să manevrezi măturica, fărașul și mănușa, nu? Da. Unii oamenii... craioveni, asta aveam să spun, unii craioveni sunt pregătiți deja pentru această operațiune de curățare. Am întâlnit craioveni care au la ei punguțe, bine, nu au tot arsenalul, dar au punguțe, au cervețele, nu, erau expres pentru necesitățile câinilor. Acum, sincer, ai văzut vreun proprietar de patru pet care să strângă după cățel? N-am văzut până acum. Poate nu sunt atât de mulți pe străzi, cum sunt câinii maidanezi. Da. Uite, totul ai scris. N-ai văzut niciun polițist local. În schimb, erau foarte mulți câini comunitari în Parcul Romanesc. Parcul Romanesc este un loc unde oamenii se duc să se recreeze, să se simtă bine. Unde se joacă copii. Se joacă copii, dau de maidanezi și de niciun polițist local. Acum nu mai e așa cald, ca să zici că s-au retras la umbră. Eu fi gândit comunitarii, că ei, săracii polițiști locali, se numeau tot comunitarii, se spunea. Deci comunitarul a gonit comunitarul. Nici în parc, nici în centru. Cred că asta este o chestie de fizică. Nu pot să existe două obiecte în același timp. Da. Promisiuni pe care nu mai crede nimeni, sincer. A venit domnul ministru al sănătății, Eugen Nicolescu, a venit la Craiova săptămâna asta. Și s-a întâlnit cu directorii de spitale din Oltenia să le afle problemele. Deci este preocupat, se apleacă asupra problemelor din sănătate și vrea să le rezolve într-un mod proactiv și interactiv. Și a venit, s-a întâlnit la Sala Filarmonică, unde a ținut un speech și unde, sesizat de reprezentanții Consiliului Județean Dolj, că ar fi frumos să mai dea și niște bani pentru Spitalul Județean, domnul ministru al sănătății a promis, pentru a treia oară cred că este, că dacă, și accentuăm dacă vom atrage prin
noul program de fonduri europene 2014-2020, câteva sute de milioane de euro, cu siguranță vom construi un spital regional nou. Despre asta este vorba. Am mai avut noi un spital regional nou care trebuia construit tot pe mandatul domnului Niculescu, acum 5-6 ani. Și atunci un investitor chiar a donat o suprafață de câteva hectare Consiliului Județean pentru a fi pregătite actele, astfel încât atunci când se hotărăște ministrul și vine cu banii, noi să ne apucăm să construim. Și acum stă terenul acolo, mare puțin și expiră actul de donație și va trebui returnat terenul proprietarului de drept. Ce-i drept, până acum investițiile în aparatură s-au făcut tot de la Consiliu, deși lucrul ăsta ar trebui practic să revină Ministerului Sănătății, dar nu sunt bani, dar sunt promisiuni. Vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla până când vom accesa noi fondurile acele europene, va mai trece ceva vreme. Deocamdată suntem încă în negocieri să vedem pe ce luăm fonduri și nici pe acelea nu suntem în stare să le ducem la capăt. O știre, o menționăm pentru că în Gazeta de Sud s-au scris articole pe această temă. Fosta Glorie, fostul craiovean maxim al echipei de fotbal cu același nume, Radion Cămătaru, a reușit, să zicem, e cu reușit în ghilimele, să evacueze dintr-o casă de pe strada Împăratul Traian, o casă care a aparținut boierilor Vișoreanu, să-i mute, să-i radă pe chiriașii de acolo. Erau vreo 5-6 familii care locuiau de câțiva ani această casă naționalizată, aveau contracte cu regia de administrare a domeniului public. Domnul Cămătaru a cumpărat drepturi succesorale prin intermediul unei persoane de la cei care au revendicat această casă, a câștigat până la urmă, s-a dus și a evacuat cu tot, cu cățel, cu părcel, cu copii, pe oameni de acolo. Primăria nu cred că era prezentă la momentul ăla. Ne întoarcem la primărie, e ca un făcut. Vorbim de vânzătorii volanți. Acei amărâți care își câștigă o pâine cinstită vânzând ziare pe stradă. I-ați văzut, vin, vă întreabă dacă doriți să cumpărați. Practic îi ajută pe șofer să nu se mai dea jos din mașină, și așa n-au unde să parcheze mașinile. Și cei care vor să cumpere ziarul, cumpără. Primăria a decis că ei sunt nu mai pot fi suportați pe străzi și a decis să-i amendeze pe motiv că încalcă, Anca, tu știi mai bine, încalcă diverse motive, nu trec pe zebră și diverse motive, fără să se gândească absolut deloc la latura socială a problemei, mai ales că sunt oameni cu diferite handicapuri, oameni care nu dau în cap nimănui și nu cer bani de la stat, ci din contră muncesc și contribuie. Plătesc din banii pe care câștigă impozit statului. Ce scrie în acele procese verbale, că tu ai stat de vorbă cu ei? Păi, vorbim despre amenzi date pentru blocarea circulației pe culoarea verde a semaforului și vânzarea de ziare fără autorizație de la Primăria Craiova. Avem mai multe motivații. Este o situație nereglementată în toată țara, dar nimeni nu s-a gândit să se ia de acești oameni care vând. Îi înțelegem atunci când vine vorba de cei care, de cerșetori sau de persoanele acele agresive care veneau să spele parbrizele. Au cam dispărut aceia, dar erau foarte agresivi și dacă nu le dădeai bani sau măcar o țigară, ca așa fac toți, îți griau mașina. Ne întoarcem la câini și nu ne întoarcem întâmplător, vorbim de licitație. Licitația pentru adăpostul canin de la Breasta a fost câștigată de o firmă înființată cu câteva luni înainte de această licitație. Deci, teoretic, nu ar fi avut experiența necesară unei astfel de lucrări. În schimb, au adus la licitație, prin metode știute de ei, mai multe contracte cu niște firme care le-ar fi angajat pe această firmă să lucreze la șantierul de la Gara Slatina, acolo unde o altă firmă a câștigat un proiect din fonduri europene și lucrează la modernizarea stației Slatina,
calea ferată, peron, inclusiv clădirea administrativă. Noi am fost curioși, cei de la Gazetele Sud, să vedem la fața locului ce a lucrat această firmă care pretinde că și-a câștigat experiența necesară pentru a ridica adăpostul de la Craiova și dacă nu cumva licitația organizată aici a fost una cu dedicație. Am vorbit cu muncitorii de pe respectivul șantier, cu reprezentanții consultantului. Trebuie spus că la fiecare lucrare din fonduri europene și nu neapărat fonduri europene, o lucrare organizată, să zicem, de o autoritate publică, există un consultant, este o persoană sau mai multe persoane care supraveghează respectarea cantităților și a calității trecute în proiect. Nici consultantul, nici cei care lucrau pe șantier spun că nu au auzit de ca această firmă din Craiova să fi lucrat vreodată acolo, după care a început o întreagă nebunie cu telefoane, unii auzeau, alții nu au auzit, patronul firmei care lucrează la Slatina a auzit, alții nu au auzit. Cert este că ar fi foarte bine pentru lămurirea situației ca cei de la compania de căi ferate, că ei i-au dat banii, să se aplece puțin asupra problemei, să lămurească situația. Nu de alta, dar ar fi frumos, bine, noi suntem mai visători, ca lucrările să le câștige chiar firmele care merită. Jale mare la bacalaureat. După ce au așteptat câteva ore ca să-și vadă notele, mulți absolvenți de liceu au rămas cu gustul amar al nereușitei. La nivel național, 80% dintre cei 43.000 de candidați prezenți nu au promovat. În Dolj, rezultatele sunt și mai slabe. Peste 84% dintre cei care au susținut examenul au fost respinși. Deci avem procent de promovabilitate la BAC, etapa a doua asta, nu? Da. 15%. E marjă de eroare aproape. Foarte bine, s-au pregătit. E bine că au promovat și 15%. Mă, uneori în viață intenția contează. Deci oamenii ăștia de apreciat și au rupt din timpul lor două ore să ducă la examen. Bine, mulți habar n-aveau ce caută pe acolo, după cum am scris în multe articole din Gazeta de Sud. Nu știau ce e pe acolo. S-au dus, au luat unul, au luat doi. Avem și patru licee cu zero promovați. Liceul Inginer Aurelian Ionete din Malul Mare, Liceul Aurelian Ianculescu din Cârcea, Liceul Beethoven din Craiova și Liceul Ștefan Anghel din Băilești. O performanță rarisimă, zero promovați la bacalaureat. Dar să-i felicităm pe cei care au reușit, totuși. Da. Nu știu. La urma urmei, copiii ăștia se duc și o să aibă o problemă în viață pe viitor pentru că nu se angajeze nimeni. Problema avem și noi cu ei, pentru că dacă nu muncesc o să ceară ajutoare sociale de la stat și tot noi le plătim. Dar mă întreb pe de altă parte, cum s-o simți profesorilor? Directorul școlii, nu că el e pus acolo ca să facă altceva. Dar profesoria, acolo în menire, este să-i învețe. Că trebuie să ai și tu o mulțumire, ca și cum tu ai venit la ziar, ai scrie articole, ai un contract pentru care primești niște bănuți, dar nu te-ar citi nimeni, ai scrie pentru tine. Cred că putem vedea asta la evaluarea profesorilor. Notele pe care le-au obținut profesorii sunt și ele destul de mici. Și nu vorbim aici despre licee cu renume din Craiova. Avem licee mai... Avem din Malul Mare, din Băilești, Beethoven, unde știm foarte bine care este situația. Copiii sunt de Beethoven cu nu vorbim, lipa, că... dizabilități, hipoacuzici. Dar da. Profesorii... Ce să le mai cerem? Nu știu, eu mi-aș da demisie ca profesor dacă aș fi în stagiu, să am zero promovați la bacalaureat. Dar nu-și dau demisia băieții ăștia deștepți de mai sus și deciziile pe care le iau ei ne afectează pe toți. Așa că ce să le cerem profesorilor? Vă citesc o știre pentru simplul fapt că îmi permite plăcerea și îmi smulge un zâmbet atunci când citesc titlul. Îl repet, ca să înțelegeți bine. Pe primari îi doare în culă de cule. Culele. Știți, culele sunt niște... Ce sunt culele, Anca? Că tu ai scris de asta. Niște... Culele sunt arhitectonice. Niște construcții semifortificate din perioada secolului 17-18, unde oamenii se ascundeau ca să
vadă dușmanul care venea să năvălească, să fure bani și produse agricole și așa mai departe, și de unde oamenii se luptau cu acei dușmani. Aceste cule mai sunt 37, dacă nu mă înșel, în România. În Oltenia este o mare parte din ele și au ajuns să fie o ruină în ziua de astăzi. Ghici și... de ce? Pentru că și primarii și autoritățile județene, poate, și proprietarii mai ales, sunt neinteresați de problema lor. Okay, adică și un arhitect, șeful Uniunii Arhitecților din... România, filiala Oltenia. Filiala Oltenia. Omul a avut o inițiativă, hai să salvăm culele. Și a lăsat invitații de participare la o masă rotundă către toți primarii comunelor pe teritoriul cărora se află culele astea. Și au fost foarte interesați primarii. Din 37 de primari, dintre care 33 din Oltenia, știți că s-au venit? Unu. Asta cred că a venit din greșeală. Cred că avea treabă prin Craiova. Este un primar fericit, domnul, da, de la Cernătești. Primarul din Cernătești, localitate unde există Cula Cernăteștilor, pe care Muzeul Olteniei o va restaura cu bani de la județ. Păi de-aia a venit, acum am înțeles. A știut că primește bani și nu putea să nu vină. Ăilalți au zis, dacă oricum nu-mi dați bani, ce să caut acolo? Consum benzină până la Craiova, dar puteau să ia diurnă. La fel ca în cazul primarilor, s-a întâmplat și cu reprezentanții direcțiilor de cultură de pe teritoriul județelor în care se află astfel de construcții. Nici peștea, și peștea durât în culă. Foarte interesant. Trebuie să spunem că există o petiție pe care oamenii o pot semna pe site-ul UAR Oltenia. Până acum s-au strâns în jur de 100 de semnături și este acolo de vreo 3 luni. Dar dacă încercăm, poate reușim ceva. O informație pe care am aflat-o astăzi de la colegii mei de la Gazeta de Sud. Craiova are o stradă cu o singură casă. Există în evidența primăriei de când lumea o stradă care a devenit peste ani o fantomă. O cheamă Delta, deci strada Delta. A fost uitată de craioveni, iar buruienile și gunoaiele au pus stăpânire pe ea. Singura familie care locuiește pe această stradă se bucură că după zeci de ani zona este curățată și urmează să fie pavată. Noi am primit o sesizare în acest sens, cum că strada Delta efectiv este acoperită de buruieni și nu se mai vede, nu mai cum să intri pe ea. Am dat o fugă ieri sau alaltăieri pe acolo, au fost colegii și nu au găsit-o. Și atunci a trebuit să apelăm la GPS ca să găsim, să vedem unde duce GPS-ul. L-am adus și este incredibil. Pe această stradă locuiește o singură familie, care evident acum se bucură foarte mult că au ieșit la lumină și că li se vor curăța și lor buruienile și o să poată ieși să se joace copiii pe această stradă. Singurul lucru care amintește de Delta este, de numărul casei de pe Delta, este o tăbliță ruginită și uitată de vreme, bătută în cuie pe un gard de lemn, unicul semn al existenței unor oameni aici. Este foarte interesant. Parcă am fi în satele la uitate de lume, unde mai e o familie. Spunea un cititor al Gazetei de Sud, nu știm dacă să râdem sau să plângem. Omul se referea la extraterestri și tehnologia de interceptare. Să știi că am putea să facem o glumă, să sunăm și noi la... Deci dacă ne mai ridică cineva mașinile, de acum încolo o să sunăm și noi la... Sunăm la RAS și spunem, uite, eu mi-a cer, tu ce vrei să fii? Ce vrei să te dai? Drept ce? Un personaj care îți place. Nu știu, n-am idee. Uite, eu însă. Eu mă dau Radu Mazăre, spre exemplu. Să zic, eu sunt Radu Mazăre de la Constanța și vă rog frumos, am o fată acolo la Craiova, căreia i-ați ridicat mașina și neapărat să-i o dați înapoi, că dacă nu vin acolo cu armata de cachiști. Aș putea să mă dau drept... Sunt curios ce ar face primarul Craiovei dacă i-ar raporta angajații RAT că a sunat însuși modelul în viață Radu Mazăre. Aș putea să mă dau drept domnul Anca de la SRI. Nu? Anca, că e tot coincidență Anca, de nume. Când a sunat Anca cu ghilimele de rigoare, a apărut pe Facebook. În seara asta e meci, nu-i așa? Jucăm cu vecinii noștri de parlament și de granițe. În seara, hai România. În seara asta avem și un protest. Avem fața și un primăriei. Protest în fața primăriei.
împotriva exploatării de la Roșia Montana. La ora 6:30. Așa că dacă aveți ceva de spus, puteți să așteptați acolo. Și o informație foarte, foarte importantă. Luni, se dă în folosință pasajul subteran. E luminat, e asfaltat, e vopsit, se circulă prin el. Noi am făcut câteva fotografii pe care vi le-am prezentat în ziar. E frumos, e interesant, e altceva, este o lucrare începută mai de mult și vrând nevrând s-a terminat, pentru că odată începute lucrurile intră într-o anumită inerție. Deci, de luni se circulă prin pasajul subteran, ceea ce poate va duce la eliberarea traficului de la kilometrul, de la universitate de acolo și prin corespondență cu ce se întâmplă la kilometrul zero. A venit și toamna, dacă vrei să ne mai spui ceva. Aș vrea să le spun celor care ne ascultă că din anumite surse am aflat că va fi un spectacol la inaugurarea pasajului subteran. Vor fi jocuri de lumini și mașini de fum. Dacă vor să vadă ceva interesant, să treacă pe acolo. Foarte frumos. Tot vorbeai de spectacole. Am vorbit mai demult despre craiovenii din centru care sunt foarte supărați pe concertul dat de primărie și de faptul că atunci când organizezi, când primăria organizează astfel de evenimente sau măcar pune la dispoziție centrul Craiovei, firma organizatoare ar trebui să se ducă la Sanepid să ia avizele. Nu se duce nimeni. Primăria Craiova chiar a evitat să ne spună dacă sunt necesare aceste avize și dacă le ia cineva. Deci, practic, problema asta nu există pentru ei. Numai că alte 170 de persoane au semnat o petiție și protestează împotriva acestor concerte. Ce e drept este că în ultimele 3-4 săptămâni e liniște. Nu mai bubuit centru. Bine, s-a terminat și vara. Nu prea mai... Și vine toamna. Vine toamna. Toamna se face vinul, din contra. Toamna se face concertul. Ai motiv, da? Așa că e frumos să ne străiești în Craiova. Mare atenție așadar unde vă parcați mașina. Valentin Tudor. Sunt Anca Ureanuș. A fost o plăcere, Anca, să te avem. Mulțumesc frumos. Până data viitoare, să aveți o săptămână liniștită.